Sunt foarte mulțumit de produsele Bayer. Sunt foarte mulțumit. Noi avem în jur de un hectar de pomi câmpul 1, avem un hectar de câmpul 2 și trandafir tot atâta, câte un hectar din fiecare, un hectar și. În jur de 5 hectare lucrăm acum pe moment. Avem cultură de trandafiri și de pomi fructiferi. Pomi începând de la prun, mai multe sortimente, cireș mai multe sortimente, caise mai multe sortimente, vișin, măr și păr. Din fiecare avem mai multe sortimente, nu fac undeva la 5, 6, 7 soiuri. Horticultura asta a fost o pasiune mai veche, adică o moștenire din familie. Taicul meu lucrând la liceu la Ciumbrut ca grădinar, adică se ocupa cu spațiile verzi și cu sera, am cam luat, cum să zic, am moștenit un pic și din chestia asta cu horticultura. Din 2010, după aceea ne-am apucat mai așa cu pași mărunți, cu bani de ordonanță, cu ce am mai câștigat din altă parte, am început să înființăm pepiniere. Am început de pe la 10, 15, 20 de mii și tot am urcat așa, câte o treaptă pe scară și am ajuns la dimensiunea asta care suntem acum. Îmi place foarte mult trandafirii, pentru că e mai colorat și îți dă o armonie de frumos, adică mai satisfăcătoare. Venind aici afară și vezi că sculpturile destul de frumoase și sănătoase, ai o satisfacție. Până la urmă, și sufletească și bănească. De multe ori vin și duminica să mă uit dacă sunt dăunător sau sunt probleme. Dar duminica vii și ca într-o relaxare, vii și te uiți, pipăi mai mult să vezi, sunt dăunător, sunt bol, sunt de astea, ai mai mult timp. Cu Bayer colaborăm cel puțin de 10-12 ani. Produsele Bayer sunt foarte bune, adică sunt sigure. Na, adică sunt multe produse sigure, dar sunt anumite substanțe care nu te pot lipsi de ele. Nu te pot. Cum e Luna Experian, cum e Alietu, Momento, astea sunt foarte bune. Astea le folosim mai tot timpul. Le folosim la pomi fructiferi, dă randament foarte bun. Mai ales Alietu nu poate să-l lipsească din pepinele, pentru că ăla este foarte bun pentru focul bacterian. Care e la păr, de exemplu, și la gutui, dacă nu-l ai, e greu poți să îl menții sănătos. Omul care îl cumpără trebuie să cumpere o plantă sănătoasă, nu să fie pe jumătate sănătoasă sau bolnavă.